Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Prima carte a Scripturilor, Cartea Genesa, capitolul 13, versetele 1 la 18 inclusiv. Să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Avram s-a suit din Egipt în țara de la miază zi, el, nevastă sa și tot ce avea împreună cu Lot. Avram era foarte bogat în vite, în argint și în aur. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. Și ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar era o grădină ca o grădină Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Domnul a zis lui Avram, după ce și-a despărțit Lot de el: ridică-ți ochii și în locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre sărit și spre apus, căci toată țara pe care o veți o voi da ție și seminției tale în viac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și lat, căci ție ce-o voi da. Avram și-a ridicat corturile și a venit de locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Stimat popor al Domnului, ne bucurăm ori de câte ori inima noastră de muritori este cercetată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Psalmul 133, ce dulce și ce plăcut. Există o dulceață spirituală comparată în Scriptură cu mierea din favure și calificată mai dulce. Atunci când te cercetează Dumnezeu, când îți ridică povara, când îți dă speranță, când te pune deasupra problemelor care vor să te îngenunche, să te distrugă, să facă din tine un falimentar, atunci o bucurie greu de explicat în cuvinte îți cuprinde sufletul. Ce minunat este să cântăm împreună tot poporul, să ne bucurăm de faptul că suntem copiii Domnului și să știm că avem în cer un Tată care ascultă cântarea noastră, în care așezăm toată iubirea noastră de copii ai Lui. Așezăm toată recunoștința noastră pentru bunătățile care le-a îngrămădit Dumnezeu în viața noastră. N-am fost niciodată lipsiți de binecuvântări. Fără să merităm, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Lăudat să fie Domnul! Există o dragoste de Dumnezeu care întrece dragostea de oameni, care depășește dragostea de familie, dacă îmi puteți permite să fac această comparație. În această seară vreau să vă salut, să vă mulțumesc că sunteți aici, atinși de harul Domnului ca și mine, într-un loc unde l-am chemat pe Duhul Sfânt, iar El ne-a cinstit cu prezența Sa, potrivit făgăduinței pe care a făcut-o și de care nu se dezice. Nu pentru meritele noastre, ci pentru onoarea numelui Său, pentru gloria Sa și din pricina numelui Său și a bunătății Sale. Mărit să fie numele Domnului! În această seară, în timpul care mi-a rămas la dispoziție,
Vreau să rostesc cuvântul Domnului. M-am rugat, rugați-vă și dumneavoastră, cuvântul acesta să fie o scânteie de îndurare din partea Domnului, de îmbărbătare, de corectare și de binecuvântare. Și textul din această seară a vorbit despre doi oameni, doi bărbați din Vechiul Testament, Avram și Lot. Și unul dintre ei îl întreabă pe celălalt, ce alegi? Și întrebarea aceasta este titlul predicii mele din această seară. Ce alegi? Această întrebare ne duce cu gândul la vremuri de mult apuse. Când textul biblic prezintă doi bărbați care se nasc cu șanse egale, dar mor cu merite diferite. Această ciudată realitate ne determină să analizăm problema dincolo de aparențe. Cea mai la îndemână atitudine atunci când falimentăm este să dăm vina pe soartă, pe oameni răi și pe împrejurări potrivnice, evitând adevărul potrivit căruia singura persoană responsabilă de ce se întâmplă unui om este omul însuși sau însăși. În bunătatea și dreptatea sa, Dumnezeu oferă șanse egale oamenilor. Însă până la moarte, omul este singurul care își câștigă dreptul să meargă în iad sau în rai, folosind greșit sau corect șansa pe care a primit-o. Această diferență la moarte nu este dată de egalitatea de la naștere, ci este dată de alegerea diferită pe care omul o face într-un proces al vieții. V-am mai spus odinioară despre moartea unui mare evanghelist în Anglia, lume multă, a fost un om care a adus o mare trezire, Jonathan Edwards. Și la mormântarea lui, un șir nesfârșit de oameni au fost prezenți să cinstească memoria și jertfa acestui bărbat. Și în timpul serviciului, printre rânduri, un om prost îmbrăcat, slab îmbrăcat, cu haine murdare și mirosind greu, s-a tot înghesuit printre oameni în intenția să ajungă la coșciug. Și le-a spus tuturor, lăsați-mă să trec, lăsați-mă să trec, lăsați-mă să trec. Și toți mirați, jenați, indignați, s-au dat la o parte și el a ajuns până în față unde erau lucrătorii Domnului. A cerut permisiunea să vorbească. Obrajii lui, care trădau un suflet chinuit, cu un trecut frământat, erau brăzdați de lacrimi. Și a spus, oameni buni, eu am dreptul mai mult decât voi să vorbesc în această zi, la mormântarea acestui bărbat, fiindcă am fost colegi de bancă și am fost colegi de clasă la școala duminicală. Când am plecat de la școala duminicală și când am ajuns la 16 ani, el s-a dedicat Domnului și știți bine cine a fost el, însă nu știți deloc cine sunt eu. Eu am fost un om care am ales altceva. Am ales alcoolul, am ales femeile, aventurile și toată destrăbălarea acestei lumi. Și eu sunt astăzi aici, după ce am pierdut totul, să vă spun, dacă vreți să urmați pe cineva, urmați-l pe el și să nu cumva să mă urmați pe mine. Amândoi s-au născut cu șanse egale, au fost în aceeași clasă la școala duminicală, le-a vorbit despre David, despre Goliat, aceeași învățător sau învățătoare, însă după ce au plecat de acolo, drumurile lor s-au despărțit. Nu viața le-a despărțit drumurile, ei înșiși au ales pe ce drum să meargă. Alegerea este importantă nu doar datorită consecințelor care urmează, ci este importantă și pentru faptul că ea face dovada destrăbălării sau a credincioșiei față de Dumnezeu. Nu avem o altă dovadă a credincioșiei noastre decât alegerile pe care le facem în viață. Nu-l poate convinge nimeni pe Dumnezeu de credincioșia lui atunci când alege altceva decât viața spirituală cu prioritățile și valorile ei. Când un om alege lumea și distracția fără rost și păcătoasă și non-valorile și imoralitatea, aceasta este cea mai evidentă dovadă a lipsei de spiritualitate și de moralitate. Deși Dumnezeu iubește pe oameni în mod desăvârșit, El respectă întru totul alegerile vieții. Cineva spunea că pentru doctori, noi oamenii suntem pacienți. Pentru șefi, noi suntem angajați. Pentru avocați, suntem clienți. Pentru sociologi, suntem cetățeni. Pentru ghizi, suntem turiști.
Pentru editori suntem abonați, pentru proprietari chiriași, pentru profesori suntem studenți, pentru vânzători suntem cumpărători, pentru sportivi suntem suporteri, pentru transportul în comun pasageri, pentru preoți suntem enoriași, dar pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu noi suntem copiii Săi, cu oportunitatea să alegem cerul, respingând imoralitatea și destrăbălarea de pe pământ, învățând din greșelile trecutului, din slăbiciunile manifestate în trecut. Vreau în această seară scurt să vorbesc despre alegerea care face diferența și să vă spun că fiecare dintre noi avem șanse egale să-L urmăm pe Dumnezeu sau să-L respingem pe Dumnezeu. Nu există nicio scuză pentru respingerea divinității și nicio justificare pentru renunțarea la pocăință. Privind în textul pe care l-am citit, există acest dualism, acești bărbați pus în comparație, în antiteză, pentru ca să scoată în relief diferența de alegere și consecințele alegerilor lor. Și prima alegere este alegerea legământului. Legământul cu Dumnezeu este o alegere. Mulți oameni cred în Dumnezeu, mulți oameni îl iubesc pe Dumnezeu, mulți oameni îl aleg pe Dumnezeu, însă puțini oameni fac legământ cu Dumnezeu. Este ușor să te împrietenești cu o fată, este plăcut să-ți petrești timpul cu ea, dar să te implici în legământul căsătoriei implică responsabilitate și foarte mulți băieți fug de asta. Aleg aventurile ieftine, aleg plăcerea de o clipă, care nu le oferă nicio responsabilitate. O noapte și se termină totul și apoi alta aventură cu altcineva. În absența unui legământ nu există responsabilitate, nu există obligație. Oamenii cred în Dumnezeu, oamenii îl iubesc pe Dumnezeu, oamenii vor să-L urmeze pe Dumnezeu, dar fără să se oblige în baza unui legământ și fără să-L oblige pe Dumnezeu să-I binecuvinteze în baza unui legământ. Priviți, vă rog, la Avram, că a fost omul care s-a implicat într-un legământ cu Dumnezeu prin tăierea împrejur. Însă această tăiere împrejur, Dumnezeu nu i-a poruncit-o în timp ce a trăit în parteneriat cu Lot, ci de-abia după ce s-a despărțit de Lot, Dumnezeu îi poruncește implicarea într-un legământ conștient și personal cu Sine. Și de-abia atunci Avram face un legământ cu Domnul. Acest legământ nu era pentru o zi, nu era ocazional, nu-l punea în desfășurarea unui eveniment, ci a unui proces care ținea o viață. Avram s-a angajat pentru restul vieții într-un legământ cu Dumnezeu. Lot n-a făcut niciun legământ cu Dumnezeu. El a fost un om călăuzit de entuziasm, cu ochii după proprietăți, după beneficii materiale. S-a uitat la munte și a spus, acesta nu e profitabil pentru mine. S-a uitat la câmpia mănoasă cu iarbă pentru animale și a spus, aici e locul meu, am să mă pricopsesc, am să fac un nume sub soare, am să-mi dublez numărul de animale și de slujitori, o să devin important, o să vină oamenii la mine. Avram a făcut un legământ cu Dumnezeu, pentru că doar în baza legământului Dumnezeu devine al tău și tu al lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, la familie. Există coabitare, există concubinaj astăzi, dar femeia aceea nu e proprietatea acelui bărbat, decât trupul ei pentru o vreme, pentru o noapte, pentru un timp. Dar când ei se căsătoresc, ea devine parte din el și el parte din ea. Amândoi sunt uniți în taina căsătoriei și devin una. Nu numai la nivel trupesc, ci intelectual, emoțional, spiritual și fizic. Și Dumnezeu binecuvintează legământul acesta. Legământul acesta conferă obligație partenerului, dar în același timp reclamă responsabilitate pentru partener. Așa s-a întâmplat. Avram a ales legământul cu toate responsabilitățile care i-au revenit. Lot însă s-a mulțumit cu o slujire ieftină, mediocră, timp în care a parteneriat și cu Dumnezeu și cu sodomiții și gomoriții. Omul ăsta a făcut o alegere greșită. L-a iubit pe Dumnezeu, l-a urmat pe Dumnezeu, dar el nu s-a implicat într-un legământ cu Dumnezeu. Mai mult de atât, Scriptura nu vorbește doar de alegerea legământului, ci vorbește și de alegerea închinării. Închinarea este reflectarea, manifestarea fizică a legământului. Poate un bărbat să-și permită orice atitudine față de o femeie dacă nu e soția lui?
Legământul îți dă dreptul la orice fel de atitudine pozitivă, constructivă, sănătoasă față de soție. Nu mai există limite, pentru că e unire, e desăvârșire, este dragoste. Ei bine, observați cum se închină Avram și cum se închină Lot. Scriptura ne spune că în timp ce Avram a trăit cu Lot, a construit un altar la Betel. Betelul era între Iordan și Marea Mediterană, puțin spre Galileea. În timp ce ei au stat amândoi, au trăit amândoi, Lot n-a construit niciun altar. S-a uitat la Avram, la închinarea lui și nu l-a imitat. După ce Lot s-a despărțit de Avram și Avram trebuie să plece ca să-l lase pe Lot singur, Avram trece dincolo de Iordan, se duce în Hebron, în partea de est a Iordanului, și acolo își construiește un alt altar. A avut unul la Betel, când a trăit în parteneriat cu Lot. Și Biblia ne spune că după ce s-a despărțit de Lot și altarul a rămas departe de unde s-a mutat cu locuința, cu corturile lui, el la Hebron construiește un alt altar. Omul acesta n-a putut să stea fără închinare, fără să cheme numele Domnului în casa lui. Peste Sara, peste copii, peste slujitori, peste animale, peste el și deciziile lui. Acest om a depins de închinare. Acest om a depins de Dumnezeu. Dacă vreți să urmăriți în Scriptură, este în capitolul 13, Betelul e în versetul 3, Hebronul e în versetul 18. Frați și surori, Avram a fost un om al închinării, pentru că legământul pe care l-a făcut l-a implicat nu într-un eveniment de Paște și de Crăciun, l-a implicat într-un proces al fiecărei zile. El a ales legământul, el a ales închinarea, a fost o alegere pe care avea oportunitatea să o respingă. Dar nu numai legământul și închinarea, ci și părtășia. Priviți, vă rog, că Avram a avut părtășie cu Dumnezeu și după despărțirea de Lot. Părtășia lui Lot cu Dumnezeu a fost intermediată de Avram, dar părtășia lui Dumnezeu cu Avram n-a fost intermediată de Lot. Aduceți-vă aminte că atunci când a fost luat prizonier, Avram l-a scăpat pe Lot, nu Lot pe Avram. Aduceți-vă aminte că atunci când cetățile unde Lot a ales să locuiască, Sodoma și Gomora, cetăți foarte păcătoase, și Dumnezeu a hotărât să le nimicească, manifestându-și mânia ca un protest pentru păcatul în care și-au permis să trăiască în mod repetat, datorită rugăciunii lui Avram, spune Scriptura că Lot a fost scăpat. Tot timpul Avram a fost o binecuvântare pentru Lot. Însă Avram, și în absența lui Lot, a avut părtășie cu Dumnezeu. Dar Lot n-a mai avut părtășie cu Dumnezeu în absența lui Avram. Avram a fost un om special. A ales să facă un legământ cu Dumnezeu. A ales să construiască altare alături de care să se închine. Și a ales să aibă părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. A spus: Avram e prietenul meu. Nu pot să trec pe lângă el fără să nu-i vorbesc. Priviți ce intimitate spirituală. Nu tot la fel a spus despre Lot. De ce? Credeți că Dumnezeu a fost părtinitor? Nu. Poate un om să toarne într-un vas care e plin sau are capac? Nici de cum. Ci numai într-un vas care e gol și care este descoperit. Dar nu doar alegerea legământului, a închinării și a părtășiei este prezentă în textul acesta, ci și a dărniciei. Observați când se întoarce Avram și nepotul său pe care l-a scos din statutul de prizonier, și vine Melchisedec, Avram îi dă zeciuială, Lot nu dă nimic. Și când împărații vor să îi ofere bunuri recompensatoare lui Avram, el spune: pentru mine nimic, dimpotrivă, eu dau a zecea parte. Scriptura ne spune că Lot a reintrat în posesia la tot ce fusese jefuit de împărați, dar el n-a dat zeciuială. Lot a ales să nu dea zeciuială, a crezut că o să se pricopsească. Avram însă a ales să dea zeciuială, a fost o alegere. Frați dragi, tot ce facem este rezultatul unei alegeri. Dacă cineva te jignește, ești pus în situația să alegi să-l jignești sau să nu-l jignești. Zilele trecute, cineva a făcut o glumă cu mine și m-a jignit foarte tare. Într-o fracțiune de secundă m-am gândit să-i răspund, am ales să tac. Nu vreau să mă dau exemplu de spiritualitate,
Vreau doar să vă spun că în fiecare zi suntem puși în situația să alegem. Să venim la biserică e o alegere, să nu venim este o altă alegere. Să răspundem cu răutate e o alegere, să renunțăm este o altă alegere. Absolut tot ce facem sunt alegeri care au consecințe. Dacă oamenii știu să aprecieze alegerile bune, credeți că Dumnezeu nu știe? Frați dragi, credincioșia noastră nu este mai mare decât alegerile noastre și nu alegerile importante, ci cele mărunte, cele obișnuite, nu cele de duminică seara, cele de duminică dimineață. Nu doar alegerea dărniciei reflectă credincioșia lui Avram și parțiala credincioșia lui Lot, ci și alegerea mărturiei. Avram nu este interesat în primul rând de cearta care s-a iscat între slujitorii lor. Avram este interesat de împăcare. Și observați, și om înțelept putea să spună: Lot, eu aleg, vreau să ne despărțim. Eu aleg câmpia, tu du-te la munte. Avea dreptul să spună așa? Era mai bătrân, era lider, avea merite în tot ce se întâmplase acolo. Putea să spună asta. Dar Avram n-a profitat de poziția lui. Mai mult de atât, Avram putea să spună: știi ce? Hai să rămânem împreună, să trăim în unitate. Scriptura ne spune următoarele cuvinte: cananiții și fereziții locuiau atunci în țară, versetul 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Punct. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Ce legătură are una cu alta? Mărturia acestor oameni care erau împreună cu ei în zona aceea, în comunitatea aceea, era importantă pentru Avram. A spus el: decât un rău fără sfârșit, mai bine un sfârșit rău. Decât un rău fără sfârșit, mai bine un sfârșit rău. Fratele meu, nu ne mai putem înțelege. Decât să intrăm în dușmănie și să nu ne mai putem suporta, să venim noaptea și să ne dăm în cap unul la altul. Noi nu ne mai putem înțelege datorită slujitorilor și nu mai este loc pentru noi, pentru că am devenit bogați. Vreau să-ți ofer posibilitatea să alegi. Nu era frumos din partea lui Lot să spună: unchiule, eu nu-mi permit să aleg pentru că sunt mai tânăr, pentru că nu-s liderul, pentru că tu meriți oportunitatea să alegi. Alege tu primul, unchiule, și ce-mi rămâne, mă mulțumesc. Vreau să-ți dau cinste, unchiule. Lot însă a fost un oportunist. De-abia a așteptat să spună unchiul său: alege, și a și profitat de ceea ce i-a scăpat lui Avram din gură. Și a spus: unchiule, dacă îmi dai posibilitatea să aleg, aleg. Nu mă interesează de tine. Nici nu mă gândesc la câtă milă ai avut față de mine și nici la faptul că ce sunt astăzi este datorită ție. Aleg! Alegerea familiei este o altă alegere pe care o face Avram și diferit o face Lot. Avram este apreciat de Dumnezeu ca unul care are autoritate în familie. Însă Lot, când se duce acasă și spune: oameni buni, vorbește cu cele două fiice, cu bărbații lor și cu soția lui: au venit îngerii Domnului la mine și mi-a spus că nimicește orașul, trebuie să fugim. Ne oferă Dumnezeu șansa să scăpăm datorită rugăciunii unchiului nostru. Știți ce spun ginerii lui? Băi, tata socule, băi glumețule, du-te de aici cu lucrurile tale sfinte. Observați cum este tratat omul ăsta în familie? Vă întreb, de ce nu l-au respectat ginerii și îmi veți spune: au fost obraznici? Da, ei au fost obraznici, dar Lot cum a fost? Vă întreb, nimeni din familia lui Avram n-a fost obraznic? De ce oamenii din familia lui Avram l-au ascultat? De ce Avram a avut autoritate? De ce atunci când a vorbit a avut dreptul să vorbească și să fie ascultat și toți ceilalți s-au supus în dragoste? De ce? Pentru că omul acesta a ales să-și câștige dreptul să vorbească și când el vorbește, oamenii au tăcut și s-au supus. El a fost un patriarh în familia lui. Și nu doar în familia lui, ci în familia lui lărgită. Omul acesta a ales un mod de viață care i-a dat demnitate și s-a bucurat de respectul familiei lui. Lot însă a fost umilit de ginerii lui când au spus: tata socule, tu glumești. Pune-te în situația lui Lot ca mamă sau ca tată. Să spun un lucru foarte important în familie și copiii sau nepoții să spună: glumești, du-te de aici și să nu te bagi în seamă. Așa s-a întâmplat cu Lot. A fost soarta? Nu. Au fost împrejurările? Nu. Au fost alegerile care i-au dictat modul de viață. Alegerea ospitalității. Priviți ce face Avram. Avram spune: veniți
Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele. Uitați cum spune Lot. Intrați ca să rămâneți peste noapte și spălați-vă singuri picioarele. Îmi veți spune, nu este important asta. Nu este important atâta vreme când nu cunoaștem cultura evreiască. Dar în Israel, când cineva venea în casa unui evreu, dacă era o persoană neimportantă, îi dătea apă să se spele. Dacă era o persoană importantă, punea un rob să-i spele picioarele. Dar dacă era o persoană foarte importantă, stăpânul îi spăla picioarele. Priviți ce face Avram. O să vi se spele picioarele. Ce face Lot? O să vă spălați singuri picioarele. Lucrurile acestea mărunte au mesaj. Ele spun în afară ce este înăuntru. Este o alegere pe care o face Avram și pe care o face și Lot. Alegerea anturajului. Avram este prieten cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iacov 2:23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Pe cine alege Lot ca și prieteni? Pe sodomiți și pe gomoriți. Intră în consiliu orașului, stă la poarta cetății și acolo îl găsesc îngerii Domnului. Observați ce anturaj s-a găsit. Putea să spună Lot: eu nu sunt ca ei, dar atunci ce cauți cu ei? Foarte mulți oameni aleg să aibă un anturaj dubios în viața lor particulară. Oameni care consumă droguri, alcool, care au tot felul de aventuri imorale, care merg în locuri nu neapărat foarte vinovate, dar în perspectivă vor deveni vinovate. Și tinerii aceștia, oamenii aceștia din biserică spun: noi nu facem rău, noi nu facem ca ei, dar suntem cu ei. Scriptura ne spune că prima oară Lot nu s-a dus în Sodoma, s-a dus lângă Sodoma. Dar cu timpul l-a atras soția probabil, l-au atras copiii, a trebuit să ducă la școli, au avut prieteni în oraș și puțin câte puțin și-au mutat corturile până au ajuns în Consiliul de Conducere al cetății. Priviți la un șarpe când înghite o broască, nu înghite ca un rechin dintr-o dată, ci puțin câte puțin, așa înghite păcatul. Lot a făcut o alegere greșită și a ales un anturaj păcătos care l-a transformat într-un om păcătos. Mi-am notat multe lucruri în chei cu alegerea siguranței, pentru că s-a expirat timpul și este suficient câte s-au spus în această seară. Avram trăiește cu siguranța mântuirii. Am să vă citesc un verset biblic în încheiere. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei 11:8. Prin credința Avram, când a fost chemat să plece într-un alt loc, pe care avea să-l ia în moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. L-a ascultat pe Dumnezeu și în speranța că Dumnezeu îi oferă ceva, Avram s-a dus cu inima împăcată. Priviți ce spune Biblia despre Lot. Dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăpălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea în mijlocul faptelor nelegiuite. Vă întreb, Lot a fost prizonier în Sodoma și Gomora? Nu, a fost alegerea lui să locuiască acolo. Dacă a fost un loc ideal, de ce nu s-a dus și Avram acolo? Pentru că n-a fost un loc ideal. Dacă a fost un loc ideal, de ce le-a distrus Dumnezeu? Pentru că n-a fost un loc ideal. Aș vrea în seara aceasta să închei, scumpii mei, și să vă aduc aminte de un sondaj pe care l-am citit cândva și l-am mai spus în biserică, dar este foarte semnificativ pentru mine. Sondajul acesta spune despre faptul că alegerile noastre nu ne afectează doar pe noi. Alegerea tatălui meu care s-a căsătorit și la 6 luni după ce m-am născut a divorțat de mama, nu l-a afectat doar pe el. El i-a spus: e viața mea și fac ce vreau. Dar alegerea lui m-a afectat pe mine și afectează copiii mei într-o oarecare măsură și vor afecta nepoții mei într-o oarecare măsură. Tot ce facem noi, nu doar din punct de vedere material și social, ci mai ales din punct de vedere spiritual, în lumea nevăzută și infinită spirituală, există legături sau binecuvântări care durează din neam în neam. Uitați ce spune sondajul acesta. Un bărbat de seamă a publicat următorul studiu. Max Jenks a ales să fie un ateu și a trăit o viață fără Dumnezeu. Și a ales o soție necredincioasă. Din urmașii lor, un număr de 310 persoane au murit săraci lipiți pământului. 150 au fost criminali. 7 au fost ucigași. 100 au fost bețivani.
și mai bine de jumătate dintre femei au devenit prostituate. Cu cei 540 de descendenți, statul american a cheltuit aproximativ un sfert de milion de dolari. Jonathan Edwards a trăit în aceeași vreme. El a ales să-L slujească pe Dumnezeu cu devotament și a ales ca soție o tânără credincioasă. Au avut 1394 de descendenți. Dintre ei, 13 au fost decani de facultăți, 65 au fost profesori universitari, 3 au fost senatori, 30 au fost judecători, 100 au fost avocați, 60 au fost medici, 75 au fost ofițeri, 100 dintre ei au fost predicatori și misionari, 60 au fost autori de scrieri valoroase și unul a fost vicepreședintele Statelor Unite, 80 de funcționari publici și 295 au fost licențiați. Au avut funcții în guvern, au fost ambasadori sau consuli în alte țări. Statul nu a cheltuit niciun bănuț cu descendenții lui. Observați doi bărbați. Uitați-vă la descendenții lor din neam în neam unde au ajuns. Pentru că legătura spirituală, blestemul pe care l-au adus în casă, a persistat asupra lor, asupra copiilor, asupra copiilor, copiilor lor. Și uitați-vă la acest mare bărbat care a predicat Evanghelia, care a trăit pentru Evanghelie, care l-a onorat pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat copiii, Dumnezeu i-a binecuvântat nepoții, frați și surori. Probabil că unii dintre noi suntem aproape să ne cheme Domnul acasă. Nu trebuie să avem 80 de ani să murim. Dumnezeu ne cheamă acasă oricând. După ce ne naștem, suntem suficienți de bătrâni ca să murim. Oricând ne cheamă Dumnezeu acasă, să nu plecați întristați. Dacă ați fost niște oameni binecuvântați și ați trăit într-o casă binecuvântată, copiii noștri sunt binecuvântați. Copiii aceștia vor rămâne sub protecția Domnului și copiii lor vor rămâne sub protecția Domnului și copiii copiilor lor vor rămâne sub protecția Domnului. Mereu și mereu Dumnezeu spune, te binecuvintez din cauza părintelui vostru David. Și David era a cincea generație în urmă, dar Dumnezeu mereu și mereu și mereu în baza legământului s-a simțit dator să-i binecuvinteze nepoții și strănepoții. E o mare onoare pentru mine, un om așa de simplu, să-mi asigur copiii, nepoții și strănepoții în mâna lui Dumnezeu prin ceea ce fac eu. În această seară te rog, acceptă că ceea ce alegi să faci nu te afectează doar pe dumneata. Prin alegerile dumitale aduci blestemul nu numai peste casa dumitale, ci peste urmașii care vor descinde din neamul dumitale, din neam în neam. În urma noastră sunt neamuri, dacă va mai fi timp. Ele vor trăi sub blestemul nostru sau sub binecuvântarea noastră. Dincolo de faptul sigur, fiecare om se poate pocăi prin alegere personală, credință și pocăință, sau îl poate respinge pe Domnul. Dar peste fiecare familie există o legătură sau o binecuvântare. Vreau să te întreb, ce au adus părinții în casa dumitale? Nu te-au urmărit experiențele neplăcute din copilărie? Îmi povestea cineva care a fost bătut crunt. Ați auzit despre mărturia lui Anthony? Bărbatul acesta care a făcut arte marțiale, care n-a fost învins niciodată și care a ajuns un criminal, el acum s-a convertit și merge peste tot în lume cu mărturia lui și spune că a fost bătut crunt, mereu aleșinat datorită bătăilor și înviat cu apă. Și bunicul l-a învățat artele marțiale și a făcut din el un animal. Și când a ajuns mare, pe oricine întâlnea l-o omora, efectiv îl sfâșia. Era o brută, o fiară. El a fost făcut să fie așa. Experiențele copilăriei l-au transformat. Frica era peste el, groaza era peste el, falimentul era peste el, spaima era peste el, mânia era peste el. Stimați părinți, frați și surori, fiecare dintre noi ducem ceva acasă în afară de bani. Fiecare dintre noi ducem ceva acasă în afară de apă minerală și de mâncare pe care o punem în frigider. Ducem acasă binecuvântarea sau blestemul prin alegerile pe care le facem. Să nu-ți închipui că alegi orice formă de imoralitate și de păcat, mascat sau public, și acasă te duci un om binecuvântat și ai copii binecuvântați. Nu vreau să vă sperii. Vreau numai să vă spun că noi trăim ori sub binecuvântare, ori sub blestem. Faptul că venim la adunare nu-i totul. Alegerile noastre sunt totul. Lot a trăit cu Avram și după ce s-a despărțit de Avram, a fost un om care doar datorită intermedierii sale și milei divine nu a fost lepădat de la fața Domnului. Vreau să vă chem în această seară la rugăciune. Noi suntem la vârsta aceasta oameni în toată firea. Cei mai mulți dintre noi avem copii, unii dintre noi și nepoți. Noi trebuie să ne simțim responsabili de ei, fraților.
Noi le cumpărăm multe lucruri pentru că muncim și Dumnezeu ne dă sănătate, dar în lumea spirituală există o moștenire. Care e moștenirea pe care o lași familiei, copiilor din neam în neam? Care e moștenirea aceasta? Uitați-vă la exemplul acesta, la această statistică, este îngrozitoare. Frații mei, alege să nu mai urâți, să nu mai bârfiți, să nu mai clevetiți, să nu mai judecați, să nu mai faceți niciun lucru pe care Dumnezeu nu vă permite să-l faceți, chiar dacă social este drept și normal. Alege să iertați, alege să iubiți, alege să vă jertfiți, alege să trăiți pentru Dumnezeu, alege să fiți ospitalieri, să vă implicați în legământ cu Dumnezeu. Fugiți de orice formă de păcat și vinovăție și aruncați-vă în brațele Domnului. Frați dragi, uitați-vă la acest proces al globalizării care este gata să-l prezinte pe omul fără de legi. Uitați-vă la lumea politică, economică, militară. Uitați-vă, frați și surori, cu niște ochi luminați de Duhul Sfânt și îngroziți-vă de faptul că suntem generația care trăiește revenirea lui Isus și a omului fără de legi. Nu ne mai putem permite să ne jucăm cu alegeri mascate sau publice, deșuchiate, păcătoase, cu jumătăți de măsură. Să învățăm din experiențele trecutului și din cartea lui Dumnezeu. Vă chem în această seară să răspundeți aceste întrebări. Tu ce alegi? Haideți să ne ridicăm și nu oamenilor, ci lui Dumnezeu să-i răspundem prin rugăciune. Ce alegem? Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.